Regrete sunt și de partea lor, spunea Simona că când s-a apucat să, strân... să strângă bagajele și a văzut că rămâne camera goală, avea așa un sentiment, o strângere de inimă. Și Maria spunea că și ei îi pare puțin rău. Vă dați seama, au trăit tot felul de momente în această competiție, cumva au suferit foarte mult, s-au îndrăgostit, au iubit din tot sufletul. Chiar au trecut prin foarte multe stări în această casă, și cu siguranță, indiferent de cum le va fi drumul de acum înainte, își vor aminti toată viața de această competiție și cam de tot ce au trăit aici. Da, ce să zic. Și mie îmi pare foarte rău că se termină. Chiar îmi pare rău, sincer, dar au nevoie și ei să meargă acasă la ei, cumva viața lor de acum încolo va începe și vor trebui să gestioneze foarte bine lucrurile, încât să funcționeze pentru toată viața.